Dacă nu luăm în considerare impactul pe care îl are omul asupra naturii și asupra semenilor, unele dintre cele mai neobișnuite animale sunt răspunzătoare de mii sau chiar sute de mii de morți pe an. De exemplu, rechinii omoară doar 6 oameni pe an, lupii omoară 10, pe când elefanții și hipopotamii au peste 500 de victime anuale fiecare. Unele viețuitoare aproape minuscule sunt responsabile de moartea a mii de oameni pe an. Chiar și așa, există animale care sunt mult mai periculoase. În continuare, vă prezint top 5 viețuitoare care pot provoca cele mai multe morți anual. Gândacii asasin, 12.000 de morți pe an. Sunt și înfricoșători și periculoși. Gândacul omoară insecte, le poartă cadavrele pe spate și are obiceiul să muște oamenii de obraz dacă se apropie prea mult. Gândacul este periculos din cauza infecției parazitare Chagas, ce cauzează boala cu același nume pe care o poartă și pe care o poate transmite oamenilor. Melcii de apă dulce. Melcii poartă vien paraziți ce pot infecta oamenii cu o boală numită schistosomiază sau febra melcului. Simptome ale bolii includ dureri abdominale și sânge în secreții în funcție de zona corpului afectată. Schistosomiaza cauzează între 20.000 și 200.000 de morți anual. Câinii, 35.000 de morți pe an. Cel mai bun prieten al omului poate avea și el un virus fatal, respectiv rabia. Virusul poate fi prevenit prin vaccin, însă tot provoacă moartea a 35.000 de oameni pe an, dintre care 99% pot fi atribuite unei infecții cauzate de câini. Șerpii, 100.000 de morți pe an. Șerpii veninoși sunt responsabili pentru 100.000 de morți anuale, în special în țările aflate în dezvoltare. Din păcate, există o insuficiență de antivenin în țările cele mai des afectate. Sigur nu v-ați fi așteptat, însă în țarii care se clasează pe prima poziție a topului nostru sunt responsabili de 750.000 de morți anuale. În timp ce suc sângele, aceste insecte transmit virus de la om la om. Jumătate din morțile atribuite țărilor se datorează infecției cu malarie, mai ales în Africa, la sud de Sahara. Din fericire, cazurile de malarie au scăzut cu 37% între anii 2000 și 2015. O altă boală transmisă de țânțari este febra denghiu, ce afectează copiii din Asia și America Latină.